Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Prime Hacking. De data aceasta jucăm pe mapa Office, nu știu dacă mai jucat vreodată pe mapa asta în seria asta de Prime. Acesta va fi un episod așa în care mai mult vom discuta și chestii, mă rog, eu vă voi zice și voi veți asculta pentru că nu vom discuta, că na, pui mei, voi vă uitați, eu vorbesc aici. Înainte să începem episodul vreau să vă spun că aveți cheat-ul pe care îl folosesc în descriere. Dacă vreți să-l cumpărați, cumpărați-l cu codul Raul2K ca să primesc și eu acolo, să primiți și voi, pardon că eu nu primesc nimic, ca să primesc și voi acolo o reducere de 10%. Eu primesc 5.000 de euro, de fapt, dar cei de la Unity mi-au zis să nu vă zic ca să nu, na, să nu ziceți voi că sunt sellout și chestii de alea, mă rog, așa. O să vă povestesc de ce n-am apucat eu să postez două zile și m-am gândit de-abia acum, deși nici acum nu prea aveam chef să postez, am zis, hai să postăm totuși, că n-am mai postat. Mamă, ce țintă, praf, n-am mai intrat deloc în CS de 3. De 3 săptămâni era să zic, de 3 zile am vrut să zic. Deci ce s-a întâmplat în zilele astea de nu am postat? Haideți să vezi, băieți, știți că eu am o bicicletă, am început să fiu în ultima vreme pasionat să merg așa cu bicicleta, foarte mulți chestii de astea. Și mi-am luat o bicicletă recent, nu cea mai bună, adică e un fat bike de la, știți, vecuros, groase de alea, groase, dacă știți ce zic așa, ce pui mei griji cu mine. Și n-am avut așa de mulți bani, așa că nu mi-am luat cea mai de calitate bicicletă. Mă rog, m-am uitat să fie cadru decent, că în rest piesele de pe ea le schimb, știi, m-am interesat cel mai mult să fie cadru ok. Și da, am găsit una ok, decentă, numai că faza e că nu avea piesele așa de bune, adică nu erau de firmă, avea, nu știu, frâne ceva de la Shanghai, deci nu știu dacă ați mai auzit voi de firma Shanghai. Nu frânele, pardon, schimbătorul de viteze. Frânele au fost decente și acum sunt super ok. Dar nu a fost așa și schimbătorul acela după vreo 75 de kilometri, pentru că da, eu am brățara de aia de fitness și tot timpul o țin pe bicicletă când merg ca să știu câți kilometri am făcut cu bicicleta. Și la 75 de kilometri a murit schimbătorul, ceea ce mie mi se pare super, na, adică după 75 de kilometri mergi să-ți moară schimbătorul, frate, să nu mai poți să schimbi vitezele, e ceva super, adică, na, mă dați și voi seama ce calitate superioară e Shanghai, ca să, na. Ok, am schimbat schimbătorul, mi-am luat Shimano, eu aveam 6 viteze înainte, da, aveam 6 viteze și mi-am luat schimbător de 7 viteze și mi-am luat și pinioane noi și manete noi, o trebuie să-mi iau tot nou. Ok, mi-am luat, le-am schimbat bine frumos, am plecat cu niște colegi de clasă la Giarmăta, eu stau în Timișoara, am plecat până la Giarmăta, e undeva pe la, nu știu, 20 de kilometri maxim, cred, nu știu dacă e mai mult, vreo 20 de kilometri maxim. Ne-am întors, deci încă 20 de... Mă rog, au, încă 20 de kilometri, sau nu știu dacă 20, 16, habar n-am câte, pe acolo pe undeva. Ne-am întors încă atâția kilometri, ne-am oprit la un Lidl, în zona Dumbrăvița, adică știți și voi unde e Dumbrăvița, ăștia care stați în Timișoara, mă rog, nu e zona, e comună, ce dracu o fi, nu știu. Ne-am oprit, ok, ne-am oprit la un Lidl, dau eu așa cu bicicleta 3 ture de parcare la Lidl, pșu, aud așa o pușcătură destul de tare, adică o pușcață, au auzit în toată parcarea, cred că. Mă dau jos de pe bicicletă, mă uit, s-o rup lanțul cu aia. E al doilea lanț care mi se rupe la bicicletă în ultimele 2 luni. Mă rog, acum 2 luni aveam altă bicicletă, dar e partea a doua. Mi s-a rupt lanțul. Ce facem? Suntem la 5 km de Decathlon. Ca să vă dați seama, erau 5 km până la cel mai apropiat magazin de biciclete unde poți să-ți prepari bicicleta, da? 5 km. Ce facem? Am încercat să dau la picior, să merg pe bicicletă ca pe trotinetă. N-am mers, nu am mers un kilometru, mai puteam de picior, efectiv. Bicicleta aia are 21 de kg. Adică nu are 13-14 kg cât o bicicletă normală. E mai grea. Nu e cu mult mai grea, dar e mai grea. N-am putut să merg pe ea așa. Se gândește Darius, tovarășul meu de nădejde, bă, hai frate, să te tractez. Îi dau ghiozdanul meu, eu aveam un ghiozdan în spate. Îi dau ghiozdanul meu, mă agăs de ghiozdan, frate, și gata, îi dăm talpă. Mă trage omul până acolo la Decathlon. Bine, frumos, îi zic eu la băiatul ăla de acolo, bă, frate, vine, am și eu aici o problemă, mi s-a rupt lanțul. Zice la, bă, cum ți se rupă lanțul, nu știu ce, așa, mă rog, am trecut peste chestia asta. Mi l-a schimbat, ajung, merg așa vreo 3-4 km spre casă. Și când mă uit așa, mă rog, nu eram chiar aproape de casă, mai aveam ceva până acasă. Mă uit, mă uit la schimbător să văd dacă e tot ok. Văd ceva neregulă. Stă schimbătorul, în loc să stea așa drept în jos, stă îndreptat în față. Zic, coaie, what the fuck, ce-i greșit cu bicicleta? Mă mai uit așa, puțin îl compar lanțul ăla care mi s-a rupt cu celălalt lanț. Ghișiți ce? Mă, cei de la Decathlon mi-au pus lanț prea scurt, frate. După ce că ăla de la Decathlon mi-a băgat acolo nu știu ce vrăjeli, ca să nu mă mai uit eu la schimbător, omul mi-a pus lanț prea scurt, frate.
Nu ar fi o problemă, dar nu e ok să stea schimbătorul, nu e ok să ai lanțul prea scurt. Stă încordat în puii mei, nu știu cât o să reziste lanțul așa, în momentan nu l-am mai schimbat, am lăsat așa, nu știu cât o să stea. Mi-e și frică să fac drumuri lungi cu bicicleta, dacă nu știu cât o să, că o să mai stea așa până o să puște. Da, nu știu dacă o să vă pun, probabil că o să aveți și poze pe ecran, dar efectiv îmi stă schimbă... Mamă, coaie handicapat în morții tăi... I-am dat 96, wow. Da. Cei de la Deca, mari profesioniști aici, mari meșteri, mi-au pus lanț prea scurt. Și am dat 70 de lei. Am dat 60 de lei pe lanț și 10 lei pe manoperă. Nu vreau să zic că băieții nu sunt ok, pentru că, da, tot aia m-am dus să-mi pună și schimbătorul, dar hai să fim serioși. De cum dracu să-mi pui lanț mai scurt și o să-ți dau 70 de lei pe el? Nu mai zic nimic, bă, băieți. Adică eu m-am dus la el, păi mi-a zis, bă frate, mi-a picat lanțul, schimb și tu lanțul, mi-a pui unul ca lumea, cât de cât ok, așa, elegant. Deci el a dat, frate, 70 de lei cu totul, 60 de lei lanțul, 10 de lei manopera, zic, ok, frate, îmi schimbă lanțul. Cum? Cum să se întâmple așa ceva, frate? Cum? Eu acum nu știu dacă ar trebui să iau altul sau să-l las pe ăsta așa, nu știu dacă îi dăunează cu ceva schimb. Ah, și mai îmi zice, fii atent aici, îmi zice omul, îmi zice la de la Decathlon, frate, vezi că-ți cârâie bicicleta, nu știu ce are, știi, îmi zice că cârâie. Am mers un pic pe ea și mă uit să văd ce cârie, că da, cârie destul de nasol, nu puteai să mergi pe ea așa, că se uita toată lumea pe să zicea ce pui mei cârie așa, știi? Bă, mă uit, da, eu jos frumos jos pe bicicletă, când mă uit era din cauza că lanțul e prea scurt, că handicapații mi-au pus lanț prea scurt. De-aia era, de-aia cârie, pentru că se freca de schimbător, pentru că nu putea să stea relaxat, stătea efectiv încordat lipit de schimbător, că era prea scurt. Am strâmbat un pic schimbătorul și nu mai freacă. L-am rezolvat, adică n-am reușit aia, l-am rezolvat eu. Ok. Are AVP omul. Am înțeles. Shut the fuck up, please, and play, ok? Shut up! And play, please. Oamenii se înjură. Experiențe de astea să tot ai, frate, să tot ai. Eu că mâine voiam să merg până la Arad cu bicicleta, dar cu bicicleta asta pot să mă bazez pe ea că ajung cu ea până la Arad fără să-i pice ceva. Pentru că nu știu dacă mă mai pot baza pe ea. Mai ales că la ce operă de artă au făcut cei de la Decathlon. Nu știu dacă mă pot baza. Dar, na. Să sperăm că mă pot baza pe ea, pentru că mâine chiar vreau să plec până la Arad pe bicicletă. În primul rând că am ceva treabă acolo și în al doilea rând că vreau să mă mai și plimb. Dă-i, aoleu, cum joacă omul ăsta, mă, băiatule, e rus, de ce mai lăsați rușii să joace CSGO, frate? De ce? Nu știu de ce. Mamă, ce prost, să ce tu s-ar avea să-i descarci arma ala sau eu chiar nu înțeleg. Că mai are țării de vreo 30 și ceva de ori. Așa că, good luck, frate. Wow, ok, aia a fost bună. E în stâng, e în dreapta. Ok, hai că poate iar una. 20 secund. No time, man, just go. Go, man. You have no time, go. Da. Era de așteptat să se moară, că na. Și cam asta a fost experiența mea. A mers, cât m-a ținut. Deci stai așa. Gen, eu am făcut și carte la bicicletă, notez tot ce am schimbat la ea, la câți kilometri a murit fiecare piesă, e tâcă. Și vă dați seama, mă, bă, ce firmă poate să fie Shanghai? Să vă dați seama, dacă vreți să vă luați schimbător de viteză, bine, mă bănuiesc că toți vă luați de la Shimano, dacă vă luați, că oricum, na. Decât să dai 50 de lei pe un schimbător de la Shanghai să te țină 60 de kilometri, mai bine ți-ai Shimano cu 1.500.000 și știi că te ține la nesfârșit, știi? Dar cam asta a fost ideea, bă, fraților, e o lecție de viață. Nu vă cumpărați chestii care nu-s de firmă așa, cu gândul că, bă, frate, hai că mă ține. Nu, frate. 70 de filmez, ce? Nu vreau să mănânc, nu vreau. Dar nu vreau. Păi și ce, mă obligi să mănânc? Nu vreau, frate. Am mâncat. Intră bunica mea cu cică, da, e pepene galben, hai, mănâncă. Na, tu mori, frate. Tu trebuie să mori, am zis. Mori. Respect, culcat. Avem un MP7, acum nu știu dacă să mă duc să le iau, dacă pare obvious, dar hai că nu le iau. Deci cam asta este lecția mea de viață din episodul de azi. Nu vă cumpărați chestii care nu sunt de firmă, frate. Mi-a dat... Mă abțin din orice comentariu pentru că nu merită. Da, deci cam asta este lecția mea de viață. Nu cumpărați chestii care nu sunt de firmă, doar că vă grăbiți. Ăștia cred că au ceva coduri, că văd că dau pe fair foarte, foarte urât. Cam asta este faza, bă, băieți. Hai să vedem că ne activăm și noi acum. Mâine eu că voiam să merg așa, într-un drum de asta mai lung. Parcă mi s-a luat. Am băgat nu știu câți bani în bicicleta asta.
Parcă mi s-a luat. Și de aia n-am mai apucat să pătesc, pentru că am fost foarte, foarte, foarte stresat. Adică am avut mai treabă cu bicicleta aia nenorocită, care nu știu dacă să mai merg cu ea sau nu. Multă, multă, multă bătaie de cap. Asta e faza, multă, multă bătaie de cap. Ăla-i cu AVP-ul acolo, nu o să mă duc pe el. Hai, da, hai că mergi tu prin mașina. Wow, l-a luat, i-a dat head cu aia și are AVP. Ho, 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 i-am luat AVP-ul, Red Queen, chestii. Fii atent ce-i fac, au. Bă, băiatule. Mort, culcat, saluti. Saluti, Baxti, nice, a dat smoke-ul ăla, perfect. Ușa, o să facă spam acum pe aici. Dar eu desigur că... Da. Eu desigur că sunt un șmecher. Nu m-am gândit la faza că poate să-mi dea și o grenadă de vedere că am 2 HP, dar na. Hai că ia băieți, runda, nice, good job guys, good job. Can you drop AVP, please? Can you drop AVP? Please? Se uită la el, mă. Here, man, here. Drop me, please. Thank you, thank you, man, thank you. Ai, 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 măcar e echipă ca lumea când vine vorba de chestii de astea, de drop, de chestii de astea. Măcar atâta, frate, măcar atâta să fie, dacă tot... Bine, și de jucat, nu pot să zic, uite, primii 3 joacă decent, dar na. Nu știu ce să... nice, good job, man, good job. Nu știu la ce peripeții să mă mai aștept, dacă plec mâine la Arad, dar nu vreau să fiu blocat în Arad, la 60 de km distanță cu bicicleta moarte, să-l sun pe taică, mi se zic, tata, hai, că știi că eu, na, stă în Arad și știi că m-am lăsat bicicleta, hai, după mine. Nici n-are unde... Mamă, ce prefer, domnul, mamă. Nu știu ce să zic, cum acele, mamă, a, dar e praful, mă, frate, adică e ultimul, nu știu cum dă preferul de astea, adică e praf. Da, deci nu știu ce să zic la fazele astea, nu știu dacă merită să risc, e ca un meci de... Nice, good job, nice. Good job. E ca un meci de, așa, nu știu, la loto cu aia, dar nici măcar la loto, că la loto nu risci ceva. E ca la barbut cu aia, nu știu, deci foarte, foarte ciudat. Nu știu, te pleci cu bicicleta că știi că-s șanse. Bine, acum nu neapărat că-s șanse să pice, numai că... Na, mi-a picat de 3 ori în 100 de kilometri și o să fac încă 100 de kilometri doar într-o zi cu ea. Știi, cam asta e faza. Nu știu, voi ce ziceați, spuneți în comentarii. Chiar dacă voi, când o să vedeți episodul ăsta, probabil o să fiu deja pe drum spre Arad, pentru că eu m-am gândit să plec pe la ora 7 dimineața și episodul apare la ora 8. Deci, na. By the way, începe școala luni, foarte frumos. Eu sunt clasa 10, voi ce clasă sunteți, băieți? Spuneți în comentarii ce clasa sunteți. Am zis băieți, deci fetele, voi să nu ziceți, vă rog frumos, da? Glumesc. Puteți să ziceți și voi, dragele mele. Chiar dacă nu știu câte fete se uită la mine, puteți să spuneți și voi. Mamă, l-are AVP-ul, mă. Mă, pișatule. Mă, handicapatule. Ești mort. Ești mort. Mori. Așa, frate, salut. Mori. Mori în cele mai groaznice chinuri, frate. Dă să iau molotovul și digălu. Come with me, man, come with me, hurry up, hurry up. Mamă, one is in the smoke, man, 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 man. Mamă, ce prost eu, mă, mori, mori, mori de la molotov. One more, man. Vai, are neghev cu aia. Watch out. Are neghev, frate. Left. Yeah, left. He's coming at you, man. He's coming at you. O să moară ăsta. Da. Ce ziceam că o să moară. Mamă, și... Go conference. He's coming. Watch out. Nu, dar aș că o să mori. Coaie, ce ratat. Și acum dacă stătea camp acolo... Go back. Să vină. Just go rushing, man. Kinka. He's coming, watch out. He's here, man. Right, man. Taun, blete. Mamă, frate, ce stare că... Calculatorul făcut din hârtie de Buddha cu aia din... Pai. What the fuck, man. What the fuck. Dacă ăsta le-a, eu mă apuc de pariuri. Coaie, mă apuc de pariuri, mă apuc. Dacă ăsta avea acum, mă duc și fac bine 5 miliarde de euro la pariuri, coaie, ca să... Fai, vai, cât are pingul ăsta? Are... cât are? Nici nu... Ba nu, mă, dar n-are pingul, frate.
What the fuck is this? De ce? De ce sunteți așa praf, oameni? Uite de ce nu filmezi eu, mă. Uite de ce nu filmezi eu, frate. De ce nu-mi place mie să postez pe YouTube hacking? În ciuda faptului că toți vreți hacking, uite de ce nu... Opa, nu pe aici. De ce nu postez eu? Bă, că dau numai de handicapați, numai de ruși proști care habar nu au să joace jocul ăsta ca lumea. Nu prea am timp, pentru că da. Eu mă și acum, smur de obosit. Am afutus găuzul mătii de... Mamă, futus copilul mătii să-ți fut. Ai de cap. Dacă într-o zi o să mă las de YouTube din nou, să știți de ce, frate. Eu postez meciul ăsta indiferent și dacă-ți mor, dacă nici mai le edit. Bam, ba, pula, el nu mai le editez, frate. Îl pun direct așa că nu mai pot, îți mor. Ai, 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 nu mai le edit. Salut, frate, nu mai edit. Uite, mă, mamă, omul are un FPS, are un FPS jumate, frate. Mamă, joacă, mamă, futus copilul, mătii. Man, what the fuck are you doing, man? What the fuck is wrong with you, your PC, man? What the fuck, Orange? What are you doing? What is wrong with your PC? Să joacă de pe Nintendo, de pe ce morții lui joacă, fratele meu. Uai, cât de slab. De pe ce morții te joci, omule? Dau ico. Ce huie, blăd. Oh, mai că video-ul ăsta nu mai editez, frate. Luați-l așa pe pită. E nou, nou. Ziceți ce serie vreți să mai începe canalul în afară de CSGO Hacking. Să văd dacă știți și voi altceva sau numai CSGO Hacking, frate. Ca aparent dacă nu poți CSGO Hacking, îmi iau jurături. Bă, căcatule, ce nu mai poți CSGO Hacking? Bă, pișeam aș pe mămica ta, frate. Deci nu mai poți CSGO Hacking. Cum adică nu mai poți CSGO Hacking, frate? De ce? Pe ce, frate? Noi pentru asta ne-am abonat la tine, frate? Pentru... Content de calitate? Nu, frate, noi nu ne-am abonat pentru content de calitate, noi ne-am abonat pentru legitaking, așa că pune morții tăi de copil legitaking. Deci pune legitaking, frate, că noi ne-am abonat pentru legitaking, nu pentru content de calitate, frate. Nu ne pasă că te chinui să faci chestii ca lumea la care chiar merită să te uiți. Nu, frate, tu trebuie să postezi hacking, că asta... Pentru asta e menit canalul tău. Coaie. Îmi ia AVP-ul, futus copilul, mătii, să-ți fut. De ce morții tăi de copil handicapat îmi iei tu AVP-ul mie? Why did you take my AVP, man? I killed the guy. What? You stupid? No, you stupid, I... What the fuck, man? You noob! Ce zic că l-am luat? You stupid noob, man! Taci, mă, copil din gură. L-am luat. Omul, frate... Doamne, mă, nu mai zic nimic. Stupid noob! Noob, man, noob! Noob! Fuck you, noob! Ai, frate, du-te, dracu. Du-te și culcă-te. Go sleep, you fucking cunt. Go sleep and fuck, I fuck your mother tonight, man. Fuck you, Russian cunt. I hope you die, all Russians die. Așa, don't kick. Kick me, man, kick me, please, kick me. F1, 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 man. F1, please, F1. If you don't F1, your mother is gay, man. F1, you fucking cunt. F1. Why you don't F1? F1, you fucking cunt. Fuck your mother every day, man. I fuck your mother every day. Попросил бы AVP и всё, блядь. Не, ну кончено. Mort. Та слишком легко. Nu mai vine nimeni perfect. Nu e bai că eu mor pe ăla, știi? Дошёл, блядь, убил без нихуя, конь. Hai, frate. Dăm pick up la hostage. Ok. Mort. Culcat, salut. Salut, salut. Mă, eu omoară pe toți ăla. Man, he's coming behind you, watch out. Nice, good job, man. Good job, my friend, good job. Hai mă, că vezi dacă se enervează Raul 2K. Luăm meciul, nu? E normal să-l luăm, dar nu știu dacă-l mai editez. Habar nu am dacă-l mai editez. După toate chestiile care mi se întâmplă. Ah, by the way, am mai găsit asistență aici. Găsesc eu azi niște chei pe jos, știi? Veneam de la Lidl, mi-am luat și o pizza ca de obicei și... Văd pe jos niște chei.
Și aveau breloc de ăla de... Nu breloc, căcat de ăla de card, îl bagi la bloc, știi? Gen dacă stai la bloc, ai card de ăla să-ți deblochezi interfonul, să te lase înăuntru, să nu rămâi afară. Așa, mă rog. Și... Mamă, ce... Nu-i jură. Ăștia nu știu ce dracu fac aici, dar... Vai și amar. Și m-am dus la cel mai apropiat bloc, că na. Bag acolo cardul, văd că scrie apartamentul 11. Mă duc acolo, frate, și... Culcat. Lol, ce zi. Mă duc acolo, la apartamentul 11, și era o babă. Îi dau cheile. Stau la dumneavoastră cheile. Ce, maică, doamne, ce mă făceam fără chei, deci, doamne, să-ți dea sănătate, Dumnezeu, voi tineri din ziua de azi veți schimba, nu știu ce, nu mai știu ce au zis pe acolo, mi-a dat de Dumnezeu, de dalea, și m-am simțit așa de bine, frate, trebuia să vă spun chestia asta, că efectiv m-a atins pe inimă baba aia care, dar 5 lei n-ar fi dat și a fut, nu glumesc, mă, nu mai cine simțit azi. Da, deci cam asta a fost ziua mea, ce s-a pus, mai întâmplat ceva deosebit azi, în afară că era să mă calce trenul și că i-am dat, și că i-am dat cheile aia la baba aia, să vedem dacă s-a mai întâmplat ceva, eu nu cred că s-a mai întâmplat nimic. Și sunt mor de oboseală. Luni avem școală. Și ce să mai, ce să mai zic? Stați să mă gândesc așa, ce să mai zic eu. Ziceți și voi în comentarii ce clasă treceți asta și că stai aici pe dreapta. Aoleu. Ziceți și voi în comentarii în ce clasă treceți. Eu trec a 10-a, bă băieți. Voi ce clasă treceți? Ia spuneți. A luat acau. L-am văzut că a luat acau. Mamă, ce nervos eu, mamă. Pizdiet. Aoleu. Nice. They're coming behind you. Mă rog, luăm o roșie din față. Chiar nu știu dacă să mă mai joc meciul ăsta, chiar nu mai am niciun chef, nu știu, jocul ăsta pur și simplu, mie nu mai îmi place jocul ăsta, dar filmez pentru că vă uitați voi și pentru că vouă vă place și pentru că primesc susținere, dar mie chiar nu mai îmi place jocul ăsta, frate, na, efectiv, am plictisit de jocul ăsta. Da, am încercat de multe ori să vă dau serii noi sau ceva, dar faza e că ori îmi primesc în jurători, ori primesc în jurători, adică asta e singura variantă, frate. Și nu poate omul să facă un content mai ca lumea. Că cheating cu părerea mea că e cam expirat. Mi-a dat... Respect, frate, salut. Ai, mă, căcatule, îmi dai turaș mie. Futu-s gura, mătii sus. 3, 2, 1 și futu-s... Nu? No? Nema? Mi-a dat grenada. Am crezut că mor, de-aia am tras. Go, rush, suca bliate din ahoi. Hai să mergem încoa, veniți încoa, bă, băieți. Deci, pur și simplu, nu mai place jocul ăsta. L-am jucat foarte mult, l-am jucat și fără hack și cu hack. Go, man, go! L-am jucat și acum deja cas. L-am jucat și cu hack și fără hack. Nu, don't kill my teammate. Dead. M-am jucat și cu ex și fără hack, cu de toate l-am jucat. Dar dați seama că după atâția ani, din 2013, din ianuarie, de când îl joc, după atâția ani, chiar m-a plictisit. Mai ales că și YouTube-ul de când îl fac. Bine, asta nu neapărat că m-a plictisit, numai că voi abonați nu apreciați când vă oferi cineva content de calitate. Voi vreți doar, na. Bine, într-un fel nu vă condamn, pentru că voi v-ați abonat pentru chestia asta, știi, adică, na. Da, frate, stați mai ușor, vă dezabonați frumos de la canal, când postezi ceva ce nu vă place și gata. Nu-mi săriți, frate, cu juturi, bă, gamiaș, nu știu ce. Ce postezi tu, nu știu ce, știi, m-am apucat într-o perioadă de bike vlog, știți? Au început oamenii să, bă, nu știu ce postezi tu, mă, bike vlog, nu știu ce. Știi, și eu, frate, n-aveam nicio treabă, le-am zis, bă, frate, dacă nu vă place, vă dezabonați și gata, gen, nu e... Mare scofală. Te dezabonezi dacă nu-ți place și gata. Nu, frate, oamenii. Bă, ce postezi tu, frate? Nu știu ce. Bă, băgam iași piciorul în tine. Nu știu ce postezi tu, bike vlog. Ia dă-ne CS hacking. Știi, și asta e faza. Asta e motivul principal pentru care m-am apucat. Pentru că nu puteam să-mi postez content ce vreau eu, pentru că mă jurau abonații. Dar sincer cred că o să ajungem din nou în situația aia, pentru că da, ok, fac vizuri, fac bani în chestia asta, dar nu-mi place mie și eu nu vreau să continui o chestie care nu-mi place, știți? Eu nu sunt ca alții, nu dau nume, care fac chestii care nu le plac pentru bani. E ca și cum ai fi curvă, îmi pui mie, adică faci o chestie care nu-ți place pentru bani, știți? Nu
puii mei. No, no, no. Ok. Ăla m-am văzut și n-a tras, mă așteptam să tragă să îi dau flick, dar omul nu... Mită. Come here, man. Nice, culcat. Culcat. Mă pun cu bucile pe fața ta. Culcat. Culcat, frate. Ăla cere de mă, bă, ce zic ăștia? Ce zic ăștia în rusă de râd? Am același scor, mă rog, ăla are un MVP mai puțin. Așa, am și un assist, ok. Deci eu sunt mai șmecher decât el. Hai să vedem unde mergem acum, mergem pe... pe tot aici, adică... Hai că măcar, măcar luăm meciul, frate. Măcar luăm meciul. Atâta, atâta contează. Bine, vă dați seama că eu o să continui cu chestia asta cu hacking-ul pentru că, na, vreți și voi și poate o să găsesc și eu ceva interesant pe aici. Bine, la început hai să vă explic cum... Man, sunt cablieti din acolo, what are you doing? Why you block me? Deci, hai să vă explic cum a fost faza. Eu când m-am apucat de legi... Cum m-am apucat eu de hacking, în general, pe CS, da? Argent, un prieten de-a meu de pe vremea aceea, tot zicea, bă frate, uite, vrei și tu să crești pe YouTube? Bă, uite, bă, că am văzut că, uite, îi face și Biha punul din străinătate, de chestii cu hack, cu alea. Și zic eu, bă, frate, de ce nu? Why not? Adică, na. Da, hai să fac și eu. M-am apucat eu frumos, am făcut primul episod în care i-am prezentat titlul Argent și a prins foarte bine, am făcut vreo 3000 de vizuri în 2-3 zile. Adică eu atunci pe vremea aia, gândiți-vă că eu făceam 100-200 de vizuri pe video și să fac 3000 de vizuri în 2 zile. A fost un boom pentru canalul meu și ce m-am gândit. Dă-i nei, frate, dă-i nei, dă-i nei, nu lăsa. Last me long. Dă-i nei, frate. Nice, good job, culcat, frate. Și pe vremea aceea nu prea făcea nimeni din România. Acum au mai apărut de ăștia mai micuți care fac hacking. Dar în, pe vremea aceea chiar nu făcea nimeni hacking. Adică nimeni din România. Chiar nimeni, deci zero. Să facă hacking așa, episoade ca mine. Și... da, m-am apucat, o prins foarte bine. În vreo două luni de când m-am apucat, de la 4000 de abonați am făcut 10000. 3 luni, nici nu fi durat 3 luni, au durat o lună și ceva, ce 3 luni. Că știu că prin decembrie m-am apucat și prin ianuarie, pe la sfârșitul lui ianuarie, cam așa, opa, sorry. Pe la sfârșitul lui ianuarie aveam deja 10000 de abonați. Deci, oricum, foarte rapid a fost boom-ul ăla. Ok, mi-a dat 2 din 2. Ok, am înțeles. Nice. Și... da, a fost boom-ul ăla. După mie mi-a plăcut cum merge treaba, pentru că, vedeți, mai pe vremea aia căutam să cresc enorm de mult. Adică voiam foarte mult să cresc pe YouTube și uite că chestia asta m-a făcut să cresc până în momentul de față, că am 40.000 de abonați. Dar chestiile astea, adică te obișnuiești în timp. Acum probabil pentru unul de 50 de abonați care face 3 like-uri pe video se gândește, bă, frate, ce fain ar fi așa să postez un video, să am într-o oră 1000 de like-uri, să nu știu ce. Credeți-mă că la cât de greu crești pe YouTube în general, te obișnuiești cu ideea în timp. Adică nu ți se mai pare ceva... știi, adică crești foarte încet și te obișnuiești. Nu crești dintr-o dată, ce să zici că ai 50 de abonați și a doua zi ai 500 de mii și ai 3000 de like-uri, știi? N-ai cum să fie chestia asta. N-are cum să fie chestia asta și... faci 50 de abonați, 100, 150, treci lunile și te obișnuiești în timp, știi? Te obișnuiești. Ăștia se ceartă aici, nu știu despre ce vorbesc. Și așa am fost și eu. Înainte când făceam YouTube nici nu mă gândeam. Mă gândeam, bă, oare cum ar fi, frate, să am eu atâția abonați? Uite, și acum, sincer, mi se pare o chestie normală. Adică îmi programez videoclipul pe dimineață la ora 8, mă iau mă colb, dimineață mă trezesc, nici nu pe câteodată și uit să mă uit la videoclip să văd câte like-uri, adică nu sunt chiar așa de curios. Câteodată și uit. Sau când uit, mai într-un moment la comentarii, le citesc, le răspund la comentarii și pentru că e o chestie deja care e normală și nu ți se mai pare ceva wow, știi că ai atâția abonați. Deci nu vă închipuiți ăștia care aveți 50-100 de abonați că când o să creșteți o să fiți fericiți sau ceva. Nu o să vă facă cu nimic fericiți, pur și simplu o să fie o chestie normală. Și din contră, deci vă zic acum o chestie așa, un sfat. Când începeți să faceți bani din YouTube și o să aveți luni în care nu vă... adică dacă faceți YouTube strict pentru bani, eu nu fac YouTube strict pentru bani, adică nu mă interesează banii pe care îi câștig. Și ala fuck up, man. Bine, nu mă interesează banii pe care îi câștig din YouTube. Dar, ok. Hey, kill me.
Dar dacă chiar ești de la disperat de banii din YouTube și o să ai luni în care nu câștigi așa de bine, o să fii foarte speriat. He's taking the hostage. Camp here, camp here, man, camp here. Go, go, go. Deci ca să vă dați seama. Oh, l-a omorât, l-a omorât, l-a omorât. Nice, good job, man, good job, good job, good job. O să fie foarte nasol, o să fiți foarte nervoși, o să fiți foarte triști, că nu o să mai... Cam pățit și o chestie asta, eu nu câștigam nimic din YouTube înainte, nimic. Și prin... la începutul lui 2019, eu m-am apucat de hacking la începutul lui 2018. Și pe la începutul lui 2019, am început să fac bani din YouTube. Sau nu pe la începutul lui 2019, prin decembrie, noiembrie, pe acolo, am început să fac bani din YouTube. Și în momentul ăla... am devenit disperat de statistici, să mă uit în fiecare zi câte vizuri am făcut, câți bani am făcut pe ziua aia. Și când nu făceam așa de mult, mă enervam, îmi puneam ambiție, ziceam hai să fac și mai mult. Și e o chestie nasoală, părerea mea, pentru că YouTube-ul nu trebuie făcut pentru bani, adică nu trebuie să tot timpul să stai, trebuie să-l faci din plăcere, trebuie să simți că îți place ceea ce faci, că așa e și cu cum câștigi banii în viață. Nu faci o chestie care nu-ți place, faci chestia care îți place și ca și consecință o să vină și banii în timp, știți? Deci cam asta e faza, știți? Deci nu... na. Deci eu am făcut chestia... oh, ok, l-am luat de acolo hostage-ul. Eu am făcut... ok, mamă, ultimul glonț. Eu am făcut chestia care îmi place și în timp au venit și bani. Bine, nu sunt mulți, 60 de euro pe lună nu sunt în niciun caz mulți. Cât fac eu din YouTube, numai că poate nici atâta, cred că câteodată fac și 50-40, deci nu e o regulă. Dar faza este că devii obsedat de statistici și chestia asta și te întristezi, când vezi că nu mai câștigi atâta te întristezi, zici, bă, ce e asta frate, cum adică n-am mai câștigat? Și e o chestie foarte nasoală, deci eu zic să aveți foarte mare grijă când vă apucați YouTube, nu vă apucați cu gândul că mamă ce job o să am, nu frate, găsiți-vă un job în viața reală, adică ceva... na, nu o să faceți YouTube pentru bani, pentru că YouTube-ul nu o să vă meargă la nesfârșit. Am făcut 2 kg, am făcut, cred, nu știu. YouTube-ul nu o să vă meargă la nesfârșit. Nu o să stați toată viața cu YouTube-ul, nu o să vă dea pensie YouTube-ul, nu o să fie nicio chestie de genul, da? YouTube-ul e doar o chestie temporară și chiar dacă câștigați foarte bine acum, da, e ok să câștigi bani, dar nu te gândi că o să trăiești din asta toată viața. Asta e o chestie, mai ales că eu din 60 de euro pe lună nu o să pot să trăiesc niciodată în viața mea. Cred că niciun boschetar de pe stradă nu trăiește din 60 de euro pe lună, că n-ai cum, efectiv, n-ai cum oricât de puțin ai mânca sau cât ai bea apă sau... n-ai cum să trăiești din 2 milioane pe lună, imposibil. De fapt e posibil, dar nu știu câte luni ai trăi așa, probabil o lună, două ai trăit, dar după ai murit de foame, pui mei. Deci cam asta e faza asta, go, go man, they are taking the hostage, go. Ah, hai de cam ce mort. Ok, asta... mamă, asta e la cu lagul. Dacă tu să dai jos din nou, nu crezi? Nu înțeleg ce делаю. Nu înțeleg, pentru că eu nu vând. What the fuck? Just kill yourself. Kill yourself, man. Kill yourself. Алло, зайди на стройки роутера и ёбни его нахуй, блядь. Kill yourself, man. Kill yourself. Я не хочу ёбнуть. Мама, с один че. Похуй, пусть так. Ты слышишь, говорю? Просто на стройки роутера зайди и выключи нахуй. Европа, ты че сервина иди на Европа. Кто-то на Wi-Fi сидит, дрочит, блядь, что-то нахуй торрент. Ау-леу. Так кто-то, значит, кто-то еще сидит и торрент дрочит. Ну что, че сафак, салом, еще самое репеде, как деja, creo que filmes de 40 de minute, da, da. Я просто знаю эту ситуацию. Man, stop, please, stop, stop, stop! Ok, cred că i-am făcut să tacă așa. Aoleu, aoleu, aoleu. Mamă, stau aici, fie, că stau fix aici. Sper să nu vadă arma. Uite, vezi că gen, tu dacă ții arma așa, tu nu vezi că ții drăm perete, da? Inamic, uite, dar tu dacă stai așa, de exemplu, da? Tu nu vezi că arma ți se afară, da? Inamicu vede cum ți se arma afară. Asta-mi dă rush. Hă-ți, culcat, frate. Culcat, sit down. Sit the fuck down. Sit the fuck down, e că l-o mori pe ăla. Culcat, sit the fuck down, man. Nice, good job, man, good job, good job. Hai că luăm runda. AVP, I like this. Luăm AVP-ul, luăm AVP-ul, luăm ăsta, luăm runda mai repede. Am crezut că mi-a dat report. Ok. 29 de fraguri, mamă, dacă luăm, dacă iau MG-ul după meciul ăsta, sunt bestial, sunt bazat. Am crezut că XR0. Ăsta e ăla de la, a, e ăla de la, ok. Crezut că e de la noi. Deci sunt bestial dacă iau rencapul, frate, sunt magnific, sunt el magnifico dacă iau rencapul după meciul ăsta. Deși nu cred că o să-l iau, da, na. N-ai ce să faci.
Eu chiar am vrut să ies din meciul ăsta, am vrut să dau rage quit, dar uite că s-a dovedit a nu fi cea mai bună soluție. Tiha. Bravo frate, ești tare rău de tot să mor eu, ești tare rău de tot că ai dat vapa. Wapa wapa sau ce ai scris tu acolo frate. Wapa și ție, cât e ora? E ora 9:30. Nice. Ok. Mort. Hai frate, bine. Nice backtrack, Raul 1K. -65. Culcat. Hai ești tu frate. Ok. Kill them. 1 AVP, 1 M4. 1 AVP, aoleu ce... Îl are... Ăsta are wall? Senpai ăsta chiar are wall și n-a jucat deloc până acum? Ce rank are? Rank 31, băi, și posibil să aibă wall, frate. De ce rank? Am 24, lol. Puțin. Cam puțin. Mamă, ăsta ce face? Mamă, ăsta are un FPS săracul de... Mamă, chiar mi-e milă de oamenii ăștia, frate. Care au PC-uri de astea așa slabe și secune. Frate, oamenii, mamă, mă uită, ăsta se secune, frate. Sau omul chiar are voință. Și dacă toată voința nu e suficientă. Nică te-ți poate observa în cazul de față. He's going to take the hostage, man. Watch out. He's coming at you, he's coming at you. Or yellow, he's coming. Good job, man, good job. He's coming, he's coming. Oh, wait for him. Wait, wait, wait for him. He's going for the other hostage. Go, go. He's going for the other hostage, man. No, 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 just go, man. Man. Ah, ok, no time, sorry, man. Man, sorry, I didn't saw the time, man. Chill. N-am văzut că nu mai are timp, frate. N-am văzut chestia asta, vedeți? Trebuie să fii atent în viață, uite, dacă ești ca mine neatent, se întâmplă lucruri de astea. Stau chem tot pe hostage ăsta, că n-am încredere în ăștia. O să stau doar... O să stau pe hostage ăsta. Uite, vezi, nimeni nu a venit aici, frate. Trebuie să fii atent în viață. Hai să vedem, vine cineva aici astăzi sau s-au speriat băieții de runda trecută și nu mai vin. Oh, 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 pe cine avem noi aici? Flick, Flick domnul Rimă. Oh, Flick domnul Rimă. Flick domnul Rimă. Flick domnul, mam. Mam, Flick domnul Rimă, frate. Flick domnul. MGE, mamă, n-am făcut MGE. N-am făcut MGE. Mamă, ce țipă ăștia. N-am făcut MGE, frate. Chiar n-am făcut MGE. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!